a doua olandeză. Acum Văduț încearcă Ghiță să-l prindă din urmă. Văduț, un dribling, încă unul. Văduț cade ușor, mult prea ușor. Cerșește practic lovitura de la 11 metri acolo, fostul atacant al Viitorului. Și evident că nu primește penaltiul. Aici va fi cartonaș galben. Este legea avantajului, dar Leca va fi avertizat momentul întreruperii jocului. Ciobanu, Amari, Aioani intervine foarte bine. În mod normal, Leca va trebui să primească cartonaș galben pentru acel fault asupra lui Iancu. Da, Hațegan nu uită și nu iartă.